Pentru reprezentanții zodiei Capricorn, acest tranzit al lui Pluto va traversa sau va modifica spațiul casei a doua a horoscopului. Este un segment care ține de finanțele proprii, de venituri, de resurse și de valori. De asemenea, este vorba despre stima de sine. Și reprezentanții, în general, Capricornii pot să respire ușurați în acest moment, pentru că Pluto părăsește definitiv casa întâi a horoscopului dumneavoastră, pe care Pluto a tranzitat-o din 2008 și până în prezent. Acest tranzit vă poate aduce transformări importante și nu întotdeauna ușoare sau simple, mai degrabă au fost pe alocuri dureroase și chinuitoare, care ar putea fi asociate cu o gamă foarte largă, de la muncă, la viața personală, la sfera locului de reședință, în toate domeniile vieții dumneavoastră. Dacă vorbim acum despre sistemul de valori, acum Pluto, părăsind semnul dumneavoastră, a intrat în spațiul casei a doua. Și aici vorbim despre un tranzit lung care va afecta sau va impacta schimbări legate de bunuri și de valori al dumneavoastră, ceea ce este deosebit de important în general pentru dumneavoastră, ceea ce a fost cândva important pentru dumneavoastră, s-ar putea, sau ceea ce ați considerat ca fiind o nevoie stringentă, ceva ce ați urcat pe piedestal în propriul sistem de valori, astăzi poate fi devalorizat tot de dumneavoastră, prin propriile decizii pe care le luați și le luați peste noapte, brusc. Sigur, poate exista și o influență din exterior, când cineva poate vă deschide ochii și conștientizați ceva. Dar principalul lucru pe care vă obligă Pluto să-l faceți este să luați decizii care să vină din interiorul sufletului și să lucrați cu propria persoană, să luați decizii importante care să vă îndrume pe calea evoluției sufletului dumneavoastră. De aceea va trebui să faceți o muncă importantă cu propriul sine și v-a obligat Pluto până în prezent să faceți această muncă interioară profundă și acum înțelegeți ce aveți nevoie cu adevărat. Poate acum vă este cel mai ușor, mai ușor decât tuturor celorlalte semne zodiacale, pentru că deja ați simțit și ați trecut prin aceste transformări, efectele acestora încă le resimțiți și poate vor fi simțite și în perioada următoare. Și acum aveți o altă capacitate, e ca și cum sunteți trecuți prin foc și pară și acum știți ce poate să urmeze, nimic nu vă mai sperie. Acum, veniturile și munca sunt în vizor, această muncă va fi legată în primul rând de, încă o dată repet, sistemul de valori. Nu ține doar de bani, da, sau de, bineînțeles, ține și de toate, are legătură și cu resursele și cu veniturile și cu modul în care vă gestionați bugetul. Pentru mulți dintre capricorni s-ar putea acest tranzit să schimbe sau să aducă noi surse de venit. Pentru unii poate fi perioada de întoarcere la muncă sau revenire la muncă sau când începeți din nou să câștigați bani pe cont propriu, banii proprii, cei pe care poate nu ați reușit să puneți mâna de multă vreme. Cineva din potrivă se poate fie să îi se schimbe statutul, să se căsătorească și să fie deja, să nu mai țină de propriul buget sau să fie nevoie să-și reconsidere veniturile astfel încât să își împartă resursele și cu partenerul de viață. Poate cineva își va schimba inclusiv locul de muncă în perioada acestui tranzit și acest lucru se va aduce radical un alt nivel al veniturilor financiare. Dacă lucrați în acest moment într-o organizație care
este într-o poziție sau aveți un post, o poziție înaltă sau o organizație guvernamentală și primiți bani, de exemplu, din bugetul statului, atunci puteți să vă schimbați locul de muncă și să intrați într-un sector sau într-o companie comercială sau să lucrați pentru propria persoană. Oricum ar fi, sursa venitului se va schimba fără îndoială. Această perioadă va aduce schimbări în modul în care vă gândiți să câștigați bani sau cum îi folosiți, în ce îi investiți, și aceasta este, și aceasta va fi o preocupare în perioada următoare. Investițiile și securitatea financiară, de asemenea, ține de acest segment. Aici putem vorbi despre decizii legate de investiția în ceva care să țină de imobiliare, poate de propria afacere, propria dezvoltare. Poate veți economisi măcar o parte din venituri investind acești bani în ceva care să vă aducă oportunități suplimentare și vor fi resurse în viitor sau vor fi pe termen lung sau nu vor viza rapid sau o creștere rapidă a veniturilor. Este o perioadă favorabilă pentru crearea unei plase de siguranță financiară pentru dumneavoastră, crearea unei platforme inclusiv, pe baza căreia puteți să câștigați mai mult sau să curgă, poate puțin câte puțin, bani în propriul dumneavoastră buzunar. Poate fi vorba despre venituri pasive inclusiv. Dacă vorbim despre stima de sine, în general, pentru că casa a doua simbolizează și propria valoare sau simțul propriei valori, în perioada acestui tranzit se va schimba poate modul în care vă apreciați, vă evaluați și cum vă simțiți, cum se simte o nouă stare din interior. Stima dumneavoastră de sine va deveni mai, poate veți depinde mai puțin de părerile altor persoane despre ceea ce sunteți. Veți cunoaște poate propria valoare. Fiecare în felul său va crește pe această zonă. În general, acest tranzit al lui Pluto va fi mult mai puțin dureros pentru semnul dumneavoastră decât tranzitul anterior, pentru că acel tranzit a adus transformări importante, profunde și poate chiar dificile legate de personalitate. Unde vorbim, dacă vorbim despre personalitate, vorbim și despre ego de multe ori, și atunci Pluto peste Soare sau când Pluto traversează Soarele se modifică structura sinelui în sine, se poate modifica. Și acum Pluto va prelua această zonă a veniturilor și resurselor și poate mută sau schimbă puțin accentul de la personalitate la relaționarea cu resursele sau cu bugetul, cu veniturile sau altceva. Măcar vă îndreptați și vă canalizați energia spre alte lucruri. În plus, se poate spune că ați trecut deja printr-o etapă foarte importantă de formare, care cu siguranță a fost ca o alchimie, ca un proces alchimizant prin care ați trecut și poate chiar catartic prin care ați trecut. De asemenea, un moment foarte important de reținut, pentru că vizează segmentul financiar și aici poate fi o atenționare, dacă vorbim despre jocurile de noroc, pentru că Pluto va face un aspect tensionat cu casa a cincea horoscopului, care în acest timp sau în perioada acestui tranzit este afectată, cumva impactată negativ de Pluto, este necesară prudență din partea dumneavoastră în ceea ce privește jocurile. Dacă jucați la bursă sau orice tip de jocuri sau distracție, sau perioada nu este potrivită unor investiții riscante sau a bunurilor, a banilor, investiți în pentru distracții sau în scopuri distractive, poate să ducă doar la pierderi și aici este poate cea mai importantă atenționare. Inclusiv se pot pierde anumite proprietăți, bunuri, valori, bani, trebuie să fiți atenți la toate aceste lucruri. În plus,
Nu vorbim despre alte aspecte ale casei a cincea sau alte aspecte cu alte case pe care le face Pluto de aici, pentru că vizează segmentul financiar, una din relațiile pe care sau energiile casei a cincea este și această această zonă de risc al banilor, care din punctul meu de vedere aici nu își are rostul și nu va fi aducătoare de bunăstare și de venituri.